aceste patru lucrări. A fost în 2010 și în 2012 una dintre cele primate a fost aceasta, dar mai sunt câteva care nu au intrat în această expoziție din cauza dimensiunilor. A fost premiată la Cannes. În 2012. 2010 acesta și una, asta și cu încă patru în 2012. Prima dată medalia de aur și a doua mare medalie de aur. Pe simezele Castelului de Apă au fost expuse cele mai noi lucrări ale pictorului clujean Călin Raul Anton. Premiat cu aur la Cannes, artistul plastic și-a expus munca din ultimii 8 ani. Sunt 30 de lucrări realizate, care reprezintă o selecție într-un ciclu mai amplu, realizat de mine ca fructificarea 5, 6, 7 ani de studii și lucrări în străinătate. Lucrări bune, lucrări de calitate, lucrări în care artistul face dovada tuturor posibilităților sale în ceea ce privește construcția imaginii prin formă și prin culoare. Expoziția a fost organizată în cadrul proiectului cultural Maratonul Internațional al Artelor Vizuale, un eveniment de mare amploare derulat concomitent în 30 de orașe europene. Lucrările vor fi expuse până pe 16 mai la Castelul de Artă. Este a doua expoziție, am zis, a Maratonului Internațional al Artelor Vizuale. Am ales acest artist. M-a impresionat pictura sa. Tot la Castelul de Artă a avut loc o altă expoziție de pictură organizată în cadrul Salonului Național de Artă Plastică denumit Atitudini Contemporane. 50 de picturi îngrijite de Dan Truică îi vor încânta pe severineni. Este o expoziție itinerantă, a pornit de la Odurhiu Secuiesc, ajunge la Mangalia, întoarce după aia Curtea de Argeș, București, Slobozia, bineînțeles, și Giurgiu. Avem în total 12 localități. Expoziția Atitudini Contemporane va putea fi admirată și în zilele următoare. Picturile vor rămâne la Severin timp de o lună de zile.